Purtătorul de cuvânt al IDF a anunțat că în timpul sărbătorii de Paște, care începe luni seara, IDF își continuă activitatea operațională și rămâne la cel mai înalt nivel de alertă în toate zonele, atât în Gaza, cât și la granița de nord cu Libanul și Siria. Comandamentul de Sud, Divizia 162, condusă de Brigada Nahal, a inițiat o operațiune pentru a contracara terorismul în centrul fâșiei Gaza. În ultima zi, soldații israelieni au identificat o celulă de teroriști care pregătea un atac, dar care a fost vizată de avioanele forțelor aeriene israeliene. În comandamentul de nord, numeroși soldați IDF sunt desfășurați de-a lungul graniței de nord, de la muntele Hermon până la Roș Hanikra pe uscat, în aer și pe mare. În comandamentul central, soldații IDF sunt dislocați și își continuă eforturile de apărare, gata să mențină securitatea pe drumuri și să prevină atacurile teroriste în timpul sărbătorii, care se va încheia pe 29 aprilie. Secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Antony Blinken, este de așteptat să impună sancțiuni batalionului Netzach Yehuda, tradus Iudei pentru totdeauna, al forțelor de apărare ale Israelului din cauza acuzațiilor conform cărora membrii săi ar fi comis în trecut încălcări ale drepturilor omului, acuzații pe care armata israeliană le-a investigat și le-a pedepsit la vremea respectivă conform codului militar. Unitatea Netzach Yehuda a fost înființată pentru a permite tinerilor ultraortodoxi a Israelului să servească în armată și totodată să aibă parte de un timp special în fiecare zi ca să studieze Tora și să se angajeze în alte activități religioase. Din acest motiv, unitatea este populară printre soldații religioși. Benny Gantz, membru al Cabinetului Special de Război, a comentat spunând că statul Israel are un sistem juridic puternic, independent, care investighează meticulos orice pretenție de încălcare sau abatere de la codul de conduită al IDF. Ministrul Gantz a adăugat că, deși are o mare apreciere pentru prietenii americani, decizia de a impune sancțiuni împotriva unei unități IDF, cităm, creează un precedent periculos și transmite un mesaj greșit inamicilor comuni pe durata războiului. Cunoscutul comentator politic Bill Maher trage un semnal de alarmă asupra protestatarilor de stânga după ce în orașul predominant musulman Dearborn, statul Michigan, s-a scandat moartea Americii. Cunoscut pentru viziunea sa liberală și în trecut pentru opoziție pro-Biden și pro-Obama, gazda emisiunii HBO Real Time with Bill Maher a spus că protestatarii anti-Israel au întrecut orice măsură. Folosind umorul, Maher a făcut referire la atitudinea activistului anti-israelian Tzeke Kbazi, care în discursul său atacă în mod frecvent SUA ca fiind una dintre cele mai putrede țări care au existat vreodată pe acest pământ. Deși are parte de toate beneficiile oferite de America, Tzeke Kbazi și alți migranți proveniți din țări majoritar musulmane se întorc împotriva țării care i-a adoptat. Nu pot scanda moartea Americii pe teritoriul american, a mai spus el. Bill Maher atrage atenția că și Canada este într-o situație similară pentru că politicile liberale de stânga, completate de o atitudine protectoare față de islam, au făcut mult rău atât Americii cât și Canadei. Arena Tauron din Cracovia a asistat pe data de 13 aprilie la un mare eveniment organizat de Asociația Evanghelistică Billy Graham în parteneriat cu Bisericile Evanghelice din Polonia. Așa cum s-a întâmplat în alte țări europene în ultimii ani, Organizația de Evanghelizare din Statele Unite ale Americii, condusă de Franklin Graham, a pregătit evenimentul alături de bisericile locale. Michael W. Smith și alți artiști au cântat în timpul evenimentului intitulat Dumnezeu te iubește. Peste 13.000 de persoane au umplut arena după ce 420 de biserici din 15 confesiuni evanghelice din țară s-au implicat în organizarea evenimentului. Potrivit Asociației Evanghelistice, Franklin Graham a predicat din Luca 15 despre fiul risipitor care fuge de tatăl său ca să se întoarcă mai târziu și să-și ceară iertare. Tatăl său s-a bucurat nespus și l-a iertat imediat pe fiul său, așa cum face Dumnezeu cu cei care vin la el. Mesajul lui Graham a fost tradus în poloneză și ucraineană pentru că în prezent mii de refugiați locuiesc în Polonia. Polonia este o țară romano-catolică din punct de vedere tradițional, unde există mai puțin de 1% creștini evanghelici. Alpha.